Reunită la începutul acestei săptămâni nou promovată în Liga 2, Mușelul lung va disputa sâmbătă primul meci amical din această perioadă de pregătire. Elevia antrenorului Costin Lazar vor întâlni pe Fece Argeș partida urmând să se dispute de la ora 11 pe stadionul din Comuna Albota. Meciul cu Fece Argeș este primul dintr-o serie de șase jocuri stabilite până în prezent de echipa noastră. Metaloglobus la se Cesea Fumați la Curtea de Argeș, Cese Mioveni la Mioveni, Olimpic Zărnești la Câmpulung și CSM Slatina la Slatina sunt următorii adversari ai formației Mușelul Câmpulung. Totodată, președintele Costin Ghiță spune că dorește să stabilească un meci amical și cu Dinamo care să se desfășoare pe stadionul municipal din Câmpulung.